Aș dori ca de la această ședință să avem acel punct de întrebări, interpelări, dacă dintre consilieri sunt colegi care vor să pună întrebări domnului primar, domnului viceprimar, directorilor de instituții, reprezentanților societăților din subordinea Consiliului Local, îi rugăm să o fac acum. Dacă îmi dați voie, o să spun eu câteva lucruri înainte. Cu acordul dumneavoastră, îmi dați voie să spun eu și după asta. Domnul Petrov, sunteți de acord? Da. Bine, mulțumesc. Aș ruga pe angajații primăriei, cei care redactează în general proiectele de hotărâre, să folosească diacriticile. Unii folosesc, unii nu folosesc. Ar fi un lucru bun să încercăm să le folosim. Și, în ultimul rând, din partea grupului consilierilor PSD, doresc de asemenea să-l felicit pe domnul viceprimar, n-am avut timp. Puteți să-l și aplaudați, vă rog frumos, este prima ședință. Să-l felicit de asemenea și pe domnul primar, după 3 luni de zile a făcut lucruri bune, era lumea speriată că nu face... Și să felicit conducerea primăriei Bârlad și Consiliul Local pentru organizarea zilelor culturale care chiar au fost peste măsură. Domnul Petrov, vă rog frumos. Ridic o problemă majoră. Canalizarea în cartierele Podrei Munteni. Se spune, vorbește, s-a proiectat, s-a făcut. Toată lumea întreabă, domnule, dar când mai începe? Când se mai rezolvă? Eu am cerut niște date. Domnul imediat aveți un răspuns. Aveți un răspuns. Adică, nu eu. Cetățenii din Podere. Cetățenii din cartier. Dar trebuie să informăm. Cetățenilor că s-a desfășurat procedura de licitație privind atribuirea contractului de proiectare, s-a semnat deja contractul, s-a început să lucreze la proiectare. Această proiectare, în având în vedere că, potrivit normelor din 2013, cu aplicabilitate începând din 1 mai 2014, orice intervenție la rețele de apă și canalizare trebuie să aibă în același timp și raporturile făcute de la cetățenii. În condițiile astea o trebuiască să facem și o ridicare topografică. Asta face ca acest proiect să fie finalizat în maxim 3 luni. Păi campul s-a angajat să facă două, să mai vedem. După care se scoate la, sunt banii alocați, ați aprobat creditul la CEC, avem contractul făcut, deci cu siguranță se va aruca. Doamna asta și... Mulțumesc, domnul Vicol, domnul Topăraș, vă rog. Întreb cetățenii, vecinii mei din cartier de al doie, trecând toată ziua pe acolo, când reparăm gurile de canalizare care nici nu au fost preluate de municipalitate. Da, mulțumesc, domnul Vicol. Și când începe, când asfaltăm, betonăm Eminescu, care să realizăm o legătură între cartierul ăla și partea de sud a orașului. Chiar astăzi am fost pe terenul cu o echipă de la Transmir, care este decizătorul legislației privind asfaltarea în cartierul, cele 5 cartiere, chiar. Noi, complex școlar, bariera, peste anul și care o să facă și în Ciugureta și extinde complex școlar. Problema e cu Eminescu, mai stai cu un pic, pentru că se impus de finalizare procedura de adjudecarea licitației privind execuția rețelelor de apă și canalizare. Și va fi cu prioritate, va fi cu prioritate cele 16 străzi din Țuguieta, apoi și din extinderii complet școlar, care vor fi atacate, după care imediat, introducerea rețelelor de apă și canalizare, după care imediat se va reuși și cu asfalta. Vrem ca până la sfârșitul acestui an să finalizăm și acest chestiune, asfaltarea și rețele. Ce-și privește reparații de urmă, am fost cu echipa, spuneam la început, și-au notat fiecare și le-am dat termen 2 săptămâni, se ridice la cote, toate capații. Din asta mi-a spus acolo la biserică. Chiar la biserică, Sfântul Andrei, față, stau o blujă de coacere. Da. Ce să mai spun, mama? Au fost furate, au fost puse, s-au furat capacul, nu s-a rupt. Mai sunt chestiunile astea, băieții constructorii au luat din chestia asta și deja ne-au pus solicitare document pentru o recepție. Nu putem face recepție. Am dat termen 2 săptămâni să-și pun la punct ce au depus și vom face recepție.
Mulțumesc. Vreau să vin cu ceva completări, vorba de cele 16 străzi din cartier Deal. Luni am avut o întrevedere cu domnul director Barduș, cu domnul Vicol și cu cel care a câștigat licitația de la Galați și ne-a promis că, aici era, fac o paranteză, noi n-am putut să demarăm acest contract cu cei care au câștigat licitația pentru că ei s-au pus niște condiții absurde. A chemat o altă echipă și a făcut proiectul așa cum ar fi dorit cei de la ISU, iar domnul director ne-a garantat 90% că vor pe 19 acest contract va fi încheiat cu cei de la Galați. Da, mulțumesc domnule primar, domnul consilier Leon. Referitor la proiectul de hotărâre numărul 18, am mai avut să ne întoarcem. Nu, am altă problemă referitor la punctul ăsta. Aș dori să facă demersurile necesare pentru repararea Bulevardului Republicii în acea zonă, deoarece la un an de la efectuarea lucrărilor de asfaltare, strada arată jam. Și nu cred că ar fi bine să punem borduri și strada să arate cum arată în momentul de față. A doua problemă care... Domnul Vicol. Da, să dea răspunsul. Noi nu putem interveni în momentul de lucrări pe sectorul din drumul la kilometrul 73, care este în data mea, bine știți, la CNA de Ena, priniți proprietar, dar am făcut deja demersuri pentru dumneavoastră a semnificat această problemă și a pus două ședințe, am făcut adresa atât la CNADR, cât și la regionala din drumul Iași. Ne-au asigurat că suntem, este în programul lor de anul ăsta, reparați pe acest sector de drum. Și cu siguranță și acolo unde nu avem la distare, efectiv bordurile și trotuarele și raporturile, am vorbit cu cei aici și că vom face. Dar vă relăm cele două. Și mai am încă o problemă foarte stringentă pentru orașul nostru. Este vorba de decolmatarea pârâului Cacani, care nu s-a mai făcut de ani de zile și la o ploaie torențială, cum se obișnuiește acum la noi în țară, cred că cartierul Poden și Munten este terminat. Ar trebui făcute demersurile din timp ca să apuce de treabă, fiindcă, după părerea mea, este o situație foarte, foarte gravă. Da, domnul viceprimar, o să vă răspundă, domnul Leon. Da, deci deja s-a luat legătura, am sesizat și acest lucru în scurt timp de când am preluat funcția interimară de viceprimar. Am luat deja legătura cu cei de la Apele Române care administrează albia respectivului obiectiv care a spus dumneavoastră și așteptăm și un răspuns oficial de la ei pentru a trece de parte la efectuarea lucrărilor care se cuvin respectivii albi. Acum, dacă nu mai are niciun coleg de spus domnul, nimic. Este domnul Guzea. Scuzați-mă, după numai. Felicitări pentru conducerea ședinței, domnul președinte. Mai ales pentru faptul că ați provocat consiliere și un lucru foarte bun pentru prima dată în ședința de Consiliu. Ceea ce vreau să remarc este că nu sunt împotriva construcțiilor și a dezvoltării orașului, ci ar trebui ochiul executivului, știm foarte bine că este foarte greu, dar este o realitate că se construiește fără autorizații. Foarte multe lucruri care se văd cu ochiul liber, că se fac fel de fel de construcții și nu trec prin executiv, prin Consiliul Local. Eu aș face apel pentru că și oamenii au nevoie de acte și noi avem nevoie să ne respecte primării și Consiliul Local și din păcate cunosc foarte multe cazuri care evită să mai treacă de la primării sau evită să mai vină cu documente la Consiliul Local. Nu știu dacă cineva paternizează cu ei sau eventual au curajul să construiască fără autorizații. Așa ar fi corect și bine, e bine când ne dezvoltăm, dar să nu fim fără documente. Mulțumesc. Dacă mai sunt colegi, da? Mulțumesc, domnul viceprimar. În primul rând, vă rog să-mi permiteți ca în numele dumneavoastră a primăriei municipiului Bârlad să mulțumim cetățenilor municipiului pentru participarea într-un număr destul de însemnat la zilele culturale bârlădene, a 30-a ediție, o ediție
zicem noi, reușită. De ce zicem reușită? Pentru că participarea a fost destul de numeroasă, absolut la toate manifestările, la toate simpozioanele. Ba mai mult, iar de nou readucem aminte că s-a împlinit 100 de ani de la înființarea Academiei Dumbledene, unde am avut și un musafir de seamă, domnul ministru al culturii. Pentru toate aceste lucruri, încă o dată vă rog să-mi permiteți în numele dumneavoastră și al primăriei să mulțumim cetățenilor și să nu uităm, se apropie ziua copilului și numele dumneavoastră, să le urăm la mulți ani tuturor copiilor din municipiul Bârlad și nu numai, din România și din întreaga lume. La mulți ani! Dacă îmi dați voie, încheiere, dacă toți suntem cu la mulți ani, doresc să urez la mulți ani domnul Toporaș, ca tot ziua dumnealui. În această lună, doamne, rotată că și ziua dumneai a fost, n-a spus nimic. Și a fost și ziua domnului Pricu. Un dină cadou. Domnul Toporaș, poate pregăti niște prăjituri. Mulțumesc frumos, te clar și din frăjituri. Și mâine este altul. Da, da, da.